Am uitat de perne, frate, ești prost? Și cred că o să mor. Cum scap de aici? Am uitat de perna complet și eu m-am dus fix în perna ca retardatul și mă violează robotul cu perna. Scapă de aici! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joculeț, cel vom face pe canal, după cum v-am obișnuit, vom face și din când în când câte un joc indie care îmi place mie și am văzut jocul ăsta, am văzut că apărut mai de mult, dar nu mă interesează, fac și jocuri de astea, n-am apucat pentru că eram în vacanță cu canalul, n-am mai postat de mult timp și n-am apucat să fac atunci și mi s-a părut foarte șmecher jocul ăsta. E vorba de niște oameni foarte obosiți și această fată e foarte obosită. Asta... Cică... Ce? Ce a zis? N-am fost atent, dar mi s-a părut că a zis ceva de genul că sunt așa de obosită că nu vreau să dorm? Ok, cu WASD-MAMIŞ. Mamă, și cât de șmecher! Deci, se vede super șmecher jocul, nu știu, sunt o... Ah, m-am bușit de pernă. E panorama rău jocul ăsta. Ah, deci trebuie să mă tărăsc în ultimul hal, frate. Poate pot să ajung la cheie, am vreo șansă? Am ajuns la cheie, ești nebun? A, cu cheia deschid. Fii atent, deci îmi iau avânt și mă împing. E prea panoramă jocul ăsta, frate. Trebuie să ajung la ușă, să deschid ușa și să trec mai departe. Cam despre asta o să fie vorba în jocul ăsta. Deci uite-te ce avânt îmi iau acum. Și mamă, deci e prea panoramă jocul. Și te duci și până și pe perete în sus. Aoleu, am ratat bănuțul ăla, m-am dus ca naiba. Mă sucesc ca un șarpe, ești nebun, mă arătesc pe toate astea. Nu știu dacă... Aoleu, pot să cad aici, cred. Hai să-mi iau o vrete. Ce face frate asta pe pereți, ești nebun? Mamă, deci e super șmecher jocul. Și eu încerc să-l fac și 4K, pentru că vreau jocurile astea micuțe, nu știu, să le fac 4K dacă tot pot. De ce nu, frate, să vedeți și voi mai bine, să vadă toată lumea mai bine, să fim cu toții fericiți și eu și voi și toată lumea. Și nu știu, mi se pare foarte interesant ca grafică. Bă, oare... A, mă derutează perna. A, stai mă! Dacă mă atinge perna, mă doarme? Ceva de genul. Ia stai. Cam ceva de genul și îmi ia, cam ia mițile, ești nebun? Perna mă face praf, ia-ți-vă în femeie, ia-ți-vă în femeie, așa. Aolo, am spart cu capul un ghiveci, nu mai așteptam asta. Mai sparg un ghiveci? Ia să vedem. Hai mă să spar și pe asta, să văd ce se întâmplă. Îmi iau avânt. Am spart mă și pe asta, mi-a dat un gol, băi, prea panoramă jocul ăsta. Pot să iau pe pereți în toate pozițiile. M-a amețit în ultimul hal jocul. Nu mai știu pe unde să o iau. Hai să o iau pe aici. Zoom! Cum ajung eu la... Aolo, unde s-a dus cheia, fratele meu? Avem ghivece mișcătoare aparent în joc, nu știu de când. Bă, și îmi place jocul prea mult. Apropo, aveți link de download în descriere? Și pentru voi dacă vreți să jucați, e foarte mișto și astfel de jocuri logică, dacă sunt gratis, vă voi spune și vouă și vă las link-ul în descriere. Dacă vă place și vreți să mai fac astfel de jocuri, spargeți butonul ăla de like ca să știu și eu pe viitor. Am deschis și ușa asta, bă, nu mă poate opri, frate, jocul ăsta. Deci nu mă poate opri. Bă, îmi place cum și a vânt. Aolo. Ăla vrea să-mi dea cu perna în cap, ești prost? Eu acum am văzut. Am un roboțel ce vrea să-mi dea cu perna în cap și mă omoară. Deci nu pot să cred. Hai să fug repede pe pereți, fugi! Hai că am reușit. Dar unde e cheia, mă? Conașule, unde e cheia? Trebuie să sparg un ghiveț? A, mi-apar... A, uite-mă, cheia e deasupra la toate cutiile astea. Doamne! Doamne, cât de greu devine jocul... De ce nebunesc? M-a luat somnul. Vine roboțelul! Vine roboțelul! Mamă, ce dă nebunul cu perna după mine, bă, al dracu nesimțit. Bă, greu e să urc aici. Hai că în sfârșit am reușit să mă trăsc. Mamă, și cât avânt trebuie să-mi iau. Băi, panorama rău jocul ăsta. În sfârșit am luat cheia. De aici, sincer, de sus, fiți atenți fază. Îmi dau direct drumul. Oare pot? Așa.
Perfect. Am căzut eu în cap, e ok, m-a luat somnul. Până se prinde robotul, trebuie să plec repede, trebuie să-mi iau avânt. Grav. Hai că pot! Pot! E panoramă ca băgat și roboți. Aolo, mai am 3 nivele. Oare astea 3 nivele sunt toate? Deci nu cred că pot, dacă pot să termin jocul mai puțin de 15 minute, puteți să-mi ziceți jupunul șeful jocului. Jupunul jocului puteți să-mi ziceți, deci... Energizantul ăsta oare ce-mi face? A, am uitat de perne, frate, ești prost? Și cred că o să mor. Cum scap de aici? Am uitat de perna complet și eu m-am dus fix în perna ca retardatul și mă violează robotul cu perna. Scapă de aici! Mă violează robotul cu perna. Mă, ce are mă ăsta? Robotule, nu mă mai viola! M-a încolțit robotul! O să mor! Fug pe pereți! Fug pe pereți! Hai că reușesc. Bă, dar eu nu știu unde e cheia, știi? E pe cap la robot. Ești prost? M-a luat somn, am pierdut. Deci, cheia e pe cap la robot cumva? Da. Și întrebarea e cum ajung eu pe cap la robot? Nu, dar nu eu pe aici, că am făcut prostia asta data trecută. Mai am 3 nivele, dar nu știu ce înseamnă asta 3 nivele, gen... Termin jocul? Ăsta cât e acum? E gen ca un demo? Habar n-am. Ok, păi am văzut până că au existat de-a lungul timpului mai multe versiuni cu jocul ăsta. Iar am nimerit perna. Dar n-am văzut varianta asta, deci cred că e destul de nouă. Aolo, băi băiatule. Deci m-a luat somnul pe pernă, trebuie să scap de pernă. Îmi dă daună totală perna. Perna și robotul, frate. Robotul nu știu ce are cu mine, de ce vrea să mă adoarmă. Am un robot care tot ce face e să dorească să mă... să dorm. A pierdut robotul perna, nu știu cum. Am băut și un energizant. Mamă, cum îmi bate inima, ești nebun, robotule, te tai. Fii atent că te tai, robotule, fugi. Fugi, robotule, că te tai. Cade robotul și mă lasă fără cheie. Deci nu știu cum am reușit, dar l-am lăsat. Hai că-l bat, fii atent că-l bat. Nu vreau să cad totuși, nu știu dacă pot să cad. Wow, l-am bătut. Am luat și cheia. Hai să mă întorc. Yes, am reușit. Iar îmi iau avânt, mamă, ce-mi place cum mă duc, fii atent. Fii atent aici, îmi iau poziție. Și... tăi. Băi, panorama, rău. Am deschis și ușa asta. Mi se par super șmecher astfel de jocuri. Nu iau energizantul ca în full locolesc. Cred că o să am nevoie mai încolo. Dar nu știu ce fac cu toți bănuții ăștia, sincer. Eu nu prea m-am gândit așa de mult la bănuți. Mamă, dar greu și avem, frate, abia alunec. Ah! Bănuții îmi dau avânt? Eu acum am observat, ești prost? Deci nu pot să cred că eu abia acum am observat. A, am aruncat energizantul, ce îmi trebuie mie energizant? Și trebuie să ajung în capul lampei sau care e faza? Unde e cheia? De ce m-am urcat pe lampă? Ce fac pe lampă, fratele meu? Nu trebuia să fiu pe lampă. Hai să încerc să cobor. Dar nu prea am cum să cobor direct. Da, trebuie să iau un jos iar. Vreau să cobor! Dansez la lampă. Așa am ajuns să dansez la lampă, fratele meu. Deci n-am... Doamne, cât de complicat e să o iei în jos. N-am văzut așa ceva. Nu știu ce... Dracu m-a făcut să urc pe această nenorocire de lampă. Uite-te și tu cum cobor de pe ea. Oribil. Deci era totul super simplu. M-am chinuit atâta cu lampa. Cred că pot să fac totul fără lampă. Nu știu de ce m-am chinuit eu cu lampa. Hai să încerc pe aici. Ia, am vreo șansă? Yes, am luat un ok. Să... Mamă, ce face aia care dorme acolo, mă, pe dulapici nebun? Eu acum am văzut-o. Mă întreb dacă o trezesc, face urât sau ceva. În orice caz, cred că mai am doar două nivele. Am deschis și ușa asta. Trece mai departe. Trebuie să dau cu capul un iPhone. Asta da misiune. Să dau cu capul un iPhone. Oare ce se întâmplă asta? Stai să ajung aici. Aolo. M-am dus prea mult. Așa. Am dat un cap, dar n-am dat unde trebuie. Cum mă poziționez? Yes! Am apăsat. Și acum care e faza?
Ia, sună pe cineva. A, e zbănuți atât. Era panorama chiar să sune pe cineva. Aolo, se mișcă iPhone-ul. A nebunit iPhone-ul. Ce fac în situația asta? M-a rupt perna. Mamă, ce mi-a făcut. M-a trage perna, e și lipicioasă. Ce pernă nesimțită. Încerc să iau toți bănuții ăștia, dar nu știu cu ce mă vor ajuta bănuții. Cred că scopul în jocul ăsta e să faci cât mai mulți bănuți. Gen că e prototip jocul și cred că... Aolo, nu, hai să plec, dai dracu de bănuți. Vreau să termin nivelul. Hai să dau un cap așa pe fugă. Bum! Frumos. Aolo. Stai că știu să mă ferez de ele. Mamă, câți bani erau disponibile aici? Nu pot să cred câți bani sunt pe acest iPhone. Dar unde este cheia? Cheia nemuririi și a vieții eterne, unde este? Uite că am și de-asta de YouTube. Mă, unde e cheia? Trebuie să spar cumva toate astea ca să-mi dea... Aolo, m-a nenorocit la faza asta. Nu mai scap. M-am pierdut eu cheia pe undeva. Poate era pe telefon și n-am văzut. Poate YouTube mi-a dat 3 gold. Deci, nu știu, trebuie să dau cu capul în toate astea ca să-mi pice cheia sau ce? Nu îmi zice că trebuie să dau cu capul în toate astea. Eu sunt cer, dar... Nu știu, nu promit că îmi va ieși. Ia să încerc. Mai am ăsta de locație. Bum! Mamă, ce cap i-am dat. Doamne, câte perne au venit. M-am dus și eu direct pe pernă. Zici că abia așteptam. Mă, cred că asta e singura chestie. O, doamne. Ce se întâmplă? Hai să rămân agățat. Nu mai cad pernele. Au luat o raznă și pernele alea. Refuză să cadă. A, fix acum a căzut. Și m-a luat și pe mine cu ea. Nu pot să cred. Mă, deci e greu nivelul ăsta dacă asta trebuie să faci, să dai cu capul în astea. Pă bune, e greu rău nivelul. Și uite câte perne apar. Și nu mai dispar astea de aici. Mamă, cât de greu e. Ok. Mai am ăsta de cash. Nu, cred că o să mor nivelul ăsta, nu cred că o să-l completez din prima. Hai să încerc să mă dau, să las perna asta să se ducă, să las și cealaltă pernă și mai am o singură chestie de dat cu capul. Bum. Yes, mă, au dispărut toate astea, deci asta era? iPhone-ul a devenit mic? Mamă, câți bani au sărit? Mamă! Luăm tot și vine o lumină din cer. Bă, ce se întâmplă, ești nebun? Vine patul. Aolo. Nu s-a terminat aici? Hai să iau cascheta de învățăcel. Totuși nu știu ce fac cu ea de olimpic, ce zic eu învățăcel. Ce mic e iPhone-ul acum, dar tot e mare, nu înțeleg cum vine asta, e cât mine. Ok. M-a luat somnul. De ce m-a luat somnul? Nu-mi pa trebuia să mă duc? Nu înțeleg, ăsta a fost bug sau ce? De ce m-a luat somnul? Ok, trebuie să mă tărăsc în pat. Ia, ce se întâmplă acum? Am închis ochii. Am luat 110 happiness și m-am îmbogățit cu unul. Thanks for playing. Cred că cam asta a fost jocul. Cred. Ia să văd. Ce s-a întâmplat? Survey. No, ce? Ce că să fac eu stânare, nu mersi. Deci cred că asta a fost jocul, da, asta a fost jocul, aveți și voi jocul în descriere dacă vreți să vă jucați și voi. Eu o să mă mai joc astfel de jocuri micuțe și sper că am văzut că mai apar versiuni cu jocul ăsta, o să mai joc dacă o să apare și vă place și voi. Rupeți butonul ăla de like dacă vreți să mai fac, dacă apar sau dacă mai vreți să mai fac jocuri de-astea interesante. Eu am fost și bunul, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere!